pe scobar, decizie radicală după ce taverna racilor din Snagov a fost cuprinsă de flăcări. Ce are de gând să facă în perioada următoare, mă țin de promisiune. Chiar dacă în urmă cu o zi a văzut cum restaurantul din Snagov a ars din temelii, nimic nu pare că îl poate opri pe Pescobar. Pe lângă faptul că vrea să reconstruiască taverna racilor care a fost cuprinsă de flăcări, milionarul vrea să-și extindă afacerea în perioada următoare. Încă de ieri Pescobar spunea că își dorește să reconstruiască restaurantul din Snagov, cuprins de flăcări și că speră că acest lucru să aibă loc cât mai repede. Astăzi, omul de afaceri a povestit că își dorește să-și extinde lanțul de restaurante. Fiind dovada clară că nimic nu îl poate opri pe Paul Nicolau, Pescobar vrea să deschidă un restaurant la Iași. Astăzi, Pescobar a răspuns la câteva dintre curiozitățile fanilor, iar una dintre ele a fost legată de un posibil restaurant în Moldova. Un fan l-a luat peste picior pe milionar, spunând că milionarul își extinde afacerea în toată țara, dar mai puțin în Moldova, locul de origine al lui Pescobar. Afaceristul a spus că va deschide un restaurant în Iași și că urmează să vadă câteva locații zilele următoare. Moldovianul meu drag și frumos, urmează la Iași. Uite că mâine, adică luni, iau avionul, marți mă întorc. Mă duc să văd niște locații la Iași. Pe mâna pe inimă, deschid la Iași, a fost răspunsul lui Pescobar afaceristul vrea să-și extindă afacerea și în alte două orașe. Pescobar a mai spus că își dorește să deschidă câte un restaurant și în Craiova și în Techiorcul. Mai în glumă, mai în serios, afaceristul a mărturisit că își dorește să-și extindă afacerea, dar că se va opri la cele două locații în România, cel puțin. Urmează și la Craiova, fratele meu. Știu ce vorbesc. Știu ce promit. Mă țin întotdeauna cu putință, pe cât mă lasă sănătatea, buzunarul, timpul și toate alea, dar după Iași urmează Craiova și Teirchiol. Și ca să nu mai continui întrebările. După Iași, Craiova și Teirghiol, mă opresc. Ies pe Londra și pe Dubai, dar în România ajunge. Mai fac după aia două în Londra și în Dubai, a mai spus milionarul.